domne, v-am luat cu vlogărea la dimineață, v-a plăcut, nu, să vă bambuzel puțin? Domnule, vă mulțumim din suflet, avem peste 500 de like-uri la fiecare vlog în ultimile zile. Înseamnă foarte mult pentru noi, înseamnă foarte mult și pentru canal și... Avem idee de concurs, deci continuați acolo cu abonările, cu like-urile, vă mulțumim mult. De asemenea, vă așteptăm la Duo Veselia și Delia Mărâră la noi pe Instagram. Gata cu momentul publicitar, da? Și cum mai nu faci nimic? Facebook, da, și pe Facebook la Doru și Delia, desigur, pentru că noi suntem și old school în același timp. Gândiți-vă așa, bă, eu mă uit la fraierii ăștia doi. Bă, dacă ar fi să facă ei un concurs, bă, ce aș vrea mă să-mi dea mie dacă aș câștiga concursul? Sigur că în cele din urmă decizia va fi la noi, dar ne interesează impresia voastră personală. Așteptăm sugestii în comentarii și de asemenea așteptăm în continuare întrebări, pentru că noi vrem să facem acel Q&A. Când faci copii, domnule? Ați avut dreptate cu plușul? Se piaptă, nu? Cu peria. Da, da, da. Prima problemă e existențială. Ai mai zis tu? Tu cu plușul și alții când fac eu copil. Astea sunt primele două probleme ale lumii. Până una alta, până și piaptănă dorul plușul, nu-i așa? Mergem să ne întâlnim cu o persoană foarte dragă nouă și eu, țineți-vă bine că n-ați mai auzit și nu o să auziți foarte curând asta, eu am o poftă și aceea este de salată. Can you believe it? Se întâmplă după mult timp și nu știu dacă se mai întâmplă foarte curând, e așa ca eclipsa de soare. Am văzut comentariile voastre de ieri cu privire la vremea din Anglia, la oameni din Anglia, în special cei care sunteți aici și cei care experimentați în mod direct cultura și toate cele de aici. Foarte frumoase comentarii. Nu mă așteptam ca atât de mulți oameni să scoată în evidență realmente și avantajele și să nu se ascundă după patriotismul. Eu sunt român, deci doar acasă e frumos. Fantastic, domnule, sunteți extraordinari. Este timpul de audiență care noi speram să se regăsească în noi și vă mulțumim foarte mult pentru asta. Tot înainte cu pozitivitate, domne. Acest Sheffield, acest oraș și metropolă de anvergură vizitatorială, ceva ce n-ați mai văzut, astăzi este plin, unde eu mă așteptam să fie pustiu pe aici, astăzi este plin. Citeam un comentariu și cineva a parcurs 270 de mile, ceva așa, da? Ceva de genul ăsta. De ce credeți? Să vină la tuci, doamnelor și domnilor. Noi înflencărim la mâncare. Am mâncat mult mai bine aici. Aici o să fie Miller and Carter. Ia uite friptura, ia uite-o, abia așteptăm. Am ajuns la Tucci aici, unde avem noi o treabă astăzi. O treabă cu multe cafele, desigur. Salate. Buongiorno. Buongiorno. Ia uite ce liber e jos. Salutare. Ce faci, domnule? Bine, bine, bună. Mulți ani. Thank you so much. Eu mi-am luat un mater de ei corespunzător, așa cum am recomandat. Asta mi-am luat și eu, uitați ce bine arată. Delia e pe salată, doamne ferește, s-a întâmplat ceva cu tine. S-a întâmplat ceva astăzi, doamne, doamne. La fel și Camelia, tot pe salată. Șuncă bresaola. Mâncăm sănătos, așa, înainte de Revelion. Mâncăm sănătos după Crăciunul ăsta, în care am băgat maioneză la greu. Vă ziceam că e liber jos aici, uitați cum s-a aglomerat între timp. Fetele deja discută intens din astea, finanțe, bănci, contabilitate, deja sunt pe din afară. Hello Adela, thank you very much for come to Cafe Tucci, and then I hope you like everything you have. Have a lovely new year and see you next year. Bye-bye! Uitați-vă ce am primit de la Camelia, cât de frumos este. Am zis că dacă n-am mai avut parte de zăpadă în ultimile zile, ne-a adus ea zăpadă. Dar uitați-vă ce, mie mi se pare superb, cu căsuța asta aici, cu brazi ăștia aici în spate și cu zăpada asta care e... Căsuța noastră, da, este să manifestăm. Ne uităm la ea și zicem, asta o să fie căsuța noastră. Uitați-vă și voi ce frumusețe. Mulțumim mult! Spiritul italian e același cu spiritul românesc. Acolo sus au rufele, domn. Hai să facem un popas. Delia a hotărât că vrea să gătească în seara asta. E posibil că vrea să gătească, nu se știe. Zis că nu știe dacă e foame sau nu. Noi cumpărăm ingredientele. Dacă te apucă... Foamea? Ceea ce gătim, este, nu? Mare proporție pe la ora 10, așa mă apucă. Dar mai gătim la ora aia, nu mai bine gătim noi mai devreme și dacă e... Nu știu, nu știu, habar n-am. Dar ideea e că am o poftă de azi dimineață de pește din ăla băgat la cuptor, așa, deja făcut. Vă dați seama cât gătim, nu? Acum și... mergem, pescuim, îl dăm solzii la o parte. Cu unt și cu pătrunjel și cu lămâie. Cartofi aș vrea și eu, cartofi natur. Nu știu de ce, dar de când cu salata asta de beof am așa niște pofte teribile, pofte teribile, o poftă teribilă de cartofi. Păi de cartofi să ai, că de salată de beof mai vezi la anul de Crăciun. Deci iată, domnule, n-am stabilit? Nu, domne, nu. Magazinele astea trebuie să vii cu șuba pe tine, că e atât de frig. Aici ar trebui să fie undeva.
Genul ăsta, la asta referă Delia că o să gătească. Vedeți, eu l-am prins, l-am eviscerat sau cum se zice și după aia Delia îl gătește, îl prepară așa, mai în sensul că îl aruncăm în cuptor și aia e. Știu multe despre peștii ăștia. Că pe subapă nu put. Sunt pe subapă nu put și mai ales știu că nu apă în apă. Asta, așa, și sunt uzi. Și fac așa. Știi că ei mai au și pe aici la astea ale lor. Asta este pug. Asta, asta este ce? Pește de grajd. Ah, da. Nu, de coteț. De coteț, de da. Grajd e porcul, nu? Da. Porcul este peștoi de coteț. Da, de grajd. A, uite pătrunjel aici. Vezi că au și în stânga pe raft. Au și pe raft aici, dacă vrei de-a gata. Da, uite. Din ăsta gata măcelărit, unde este? Ia să vedem. Ah, ia uite. Uite, ăsta aici e un combo, vezi? Herb mix. Da, e bun ăsta. Ia-l pe ăsta. Da, dar ce fac cu rozmarinul? Îl punem pe vește, că mie îmi place. Vrei așa? Bine, hai, luăm așa. Decât să luăm ghiveci, lăsăm aici ghiveciul să crească. Lasă ghiveciul, da. Mai bine faci tu un ghiveci. Ți-a plăcut? Mie nu mi-a plăcut niciodată ghiveciul, dar niciodată. Nu-mi place, nu. Nu-mi place. Hai să vedem și ce au la produse de acasă. Aici erau alea de Crăciun, gata? Deci, uite, zici tu. Da, ce empty e. Totul e gol, aici era plin de Crăciun. Unde ești, domnule? Stai că mă învârca aici curca în crăci. Mă rătăcesc aici. Ia uite aici ce frumos. Ce sunt astea? A, mască. Eu am cu Moș Crăciun. O să o port tot anul, o să vezi tu. A purtat-o și la serviciu. A intrat realmente într-un col cu masca de somn pe față, doar pentru că ceilalți aveau jumpere și el n-avea nimic în momentul ăla. Păi să zică cineva că nu sunt eu un team player, domnule. Am găsit aici un moțuțuit din ăsta de păr, un aricel și o cască din asta de cap, așa, de păr, care sunt făcute din mătase și din câte știu eu mătasea ajută să nu-ți distrugi firul de păr. Dar ce se întâmplă, domnule? Se electrizează? Da, se face damage. Că silcul ar fi foarte bun și pentru față, să ai față de pernă de mătase, pentru păr. Foarte interesant. Văd că aici au o întreagă gamă de somn. Observi, după ce a trecut Crăciunul, ne băgăm toți la somn, că e momentul. Ce e ăsta? Ăsta e un spray. Ia să vedem. Miroase lavandă. Ăștia de la Marks & Spencer sunt puși pe meditație și somn. Exact, aici da. E zona de meditație. Ce drăguț, black pepper and mandarin. Dar difuzerul ăsta lor e din ăla cu apă, nu? Da. De pui da. Uleiul din alea? Cum avem noi acasă? Da, da, da. Dar n-au și uleiuri totuși, că aș vrea să văd dacă... Cred că am văzut eu aici. Da, uite-le. Ce tare! Ăsta cu black pepper, sunt super curioasă. Am mai luat de la ei, l-am luat pe acela de la am avut de Crăciun. Da, miroase frumos? Chiar miroase foarte bine. Nu se miroase și eu, domnule! A, eu voiam să-l pun în coș deja. Da, drăguț. E foarte refreshing, așa, ca și cum ești la piscină. Hai că au mai rămas câteva rămășițe de Crăciun. Relicve de Crăciun astea sunt. Uite astea sunt chiar drăguțe. Și niște bomboane. Foarte frumos. Arată ca un salam, pe cuvânt de onoare, dacă arată ca salam. Și mechereni și niște păsăreni. Pare mai trist de când au scos lucrurile de Crăciun, dar măcar am găsit uleiuri esențiale. Da, uite, globurile astea chiar sunt de vânzare, am crezut că sunt decorative. Cât e un globuleț din ăsta? Că sunt curios. 14 lire a fost 30, 29. Voi, dar ce greu e. E greu? Da, e greu. Ce copac pui ăsta? Serios? Fa la 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 la. La 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 la. Da, nu e de copac. Ăsta e decorativ așa, să pui aici colo. E frumos, dar... Da, n-ai cum să pui. Exact așa, cred că să le pui cum le-au pus aici. Deci, dar nu înțeleg rostul agățătorii atunci. Sau, mă rog, poate dar poți să faci... Undeva, dar nu din brad, că n-ai nicio șansă. Se ridică. Da, da, da. Și ridică de aici. Uite așa. De tare. Cred că e făcută doar să stea picioarele aici, nu să și țină, și vezi? Stai așa pe ea? Da, 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 prinde perna. Ia să vedem. Să stai la televizor, vezi? Asta e canapea de unică folosință. Ai folosit odată? Dacă te-ai așezat mai tare pe ea? Sau dacă ai mâncat prea mult, ai la ești. Mi se pare interesantă, degeaba zicem noi. Și asta tot așa e? Nu, e la asta fel asta. Asta nu e la fel asta. Asta e doar așa. Ne uitam așa și pare că Next e mult mai calitativ și are mult mai multe opțiuni decât Marks & Spencer. 3 sarmale, vă rog. Bun, acum că am făcut cumpărăturile astea extraordinare, pește, verzitură și un aromat, ca să dăm gust la peștele ăla, hai să mergem și la cășile noastre. Acasă, în continuare, dezmembrăm bolul ăsta de bomboane și el ne îngrașă pe noi. Fata mea de cartier, că văd că ți-ai luat... I'm gonna take you to the candy shop, că tot vorbim de bomboane. Ce-ți place, domnule, atât de mult la bomboanele? Așa, apropo, mi-ai văzut și mie ochelarii? Fai, domnule! La bomboanele astea? Astea cu șampanie sunt bune. Astea cu portocale roșii sunt bune. Astea albe și ele sunt bune, dar ciocolata mea favorită ever în această viață este acest Lindt Classico. 27...
cred că e, di nociole. Nociole, ăsta este ceva senzațional. Ce e la domnule nociole? Lasă, nu mai pune întrebări, zi așa ca mine. Mi se pare cea mai fină și cea mai bună ciocolată ever. Sincer, acum când am fost în mall, mă bătea gândul să mai dăm o tură pe la Lind și să mai luăm, am amintit că mai avem astea și mai avem și sus vreo două cutii, plus un ursuleț, plus un moșuleț, plus ce n-avem. Deci, vreau să facem, să fac eu cel puțin, el alege, dar și eu sigur că e fan, vreau să fac după ziua mea, după ce trec sărbătorile, după toată treaba cu desfrânarea aceasta de decembrie-ianuarie, să facem iar o cură din aia de fasting, chiar mă gândesc serios la 48 de ore, cum am făcut atunci în vară, cred că era, să mă curăț. Cumva să fie așa ca un soi de detox, pentru că dacă n-am mâncat în ultimul timp, și nu e doar că am mâncat, e și ce am mâncat, cantitatea de zahăr pe care am băgat-o în ultimul timp, mă mir cum acest corp firav nu s-a plâns până acum, n-am avut probleme, cu excepția celei sinuzite, care vreau să vă spun, mi-a dat de furcă o perioadă destul de lungă, răceala plus toată perioada aia cu febră, sinuzita, bla bla bla. Și vocea. Vocea este din nou cea de priveghetoare ambulantă sau încă se aude că sunt înfundată? Ia când I take you to the candy shop. I take you to the candy shop. Opa! Ia zi, domnule, cum e treaba cu peștele ăla? A înviat. L-am adus acasă, l-am pus în apă și înoată acum. Și acum ți-e milă să-l gătești, nu-i așa? Și acum am milă, da, să-l iau, să-l gătesc, să astea. Ce vorbești, domnule, am mâncat salata aia, nu-mi trebuie niciun pește în momentul de față. Poate mai încolo, pe la niște ore decente de mâncat, 11-12, știți că vă spuneam mai devreme de ce fasting corpul meu care nu mai suportă. Suntem și noi consistenți. Sunt de o consistență, ca maioneza. Da, sunt mai de capul meu zilele astea. A fost un desfrâu total. De-aia e bine, domnule, să te duci la muncă. De-aia e bine. Sistemul capitalist care te trimite la muncă ca să mai uiți de mați, că altfel, uite ce faci. Ideea este că de ziua Deliei, da, vrem neapărat să oferim niște premii aici pe canal. Trebuie mulțumire că ați fost alături de noi aproape un an. Suntem deja la vlogul 310. De 310 zile publicăm în fiecare zi și nu am ratat absolut nicio zi. Și în februarie, pe 22, împlinim exact un an. Sunt așa de entuziasmată, abia așteptam, că nu se poate să treacă ziua mea fără să nu facem ceva drăguț aici pe canal, așa că stay tuned. Până una alta mergem să dăm de mâncare la pești și mai vedem ce mai urmează. Exact, ne vedem mâine dimineață la vloguleț. Pa! Pa!